Bun găsit, dragi prieteni! Sunt Ștefan Pușcă și vă invit să urmăriți o nouă emisiune Formula Stării de Bine. În această seară vom vorbi despre sinestezie. Voi face acest lucru împreună cu invitatul meu, domnul Marius Octavian Ștefan, pe care îl salut cu această ocazie. Bună seara, Octavian, și bine ai revenit la Formula Stării de Bine! Salutare, Ștefan! În această seară vom vorbi despre un fenomen natural care se întâmplă în mintea și în creierul nostru, destul de bine studiat de către știință, care se numește sinestezie. Despre ce este vorba? Este vorba despre o situație în care un anumit simț este perceput în mod spontan prin intermediul altui simț. Ceea ce vom spune acum sunt rezultate ale unor lucruri științifice, ale unor lucrări științifice, sunt studii, sunt lucruri luate din studii. Și în măsura în care vom avea timp, eu sper că în partea a doua a emisiunii să investigăm împreună dacă cumva acest fenomen care intervine în creier poate fi legat de clarviziune. Deci să speculăm un pic pe această temă, să lansăm niște ipoteze, fiindcă subiectul este foarte interesant. Un exemplu de sinestezie ar fi, se pare că acesta este cel mai frecvent, situația în care oamenii sau o mică parte din oameni au această posibilitate, văd sunete, sau asociază culori și forme sunetelor. Dacă ți-aduci aminte, Octavian, noi am dat un exemplu într-o emisiune trecută despre un mare dirijor român care declara public într-un interviu într-o mare revistă europeană de psihologie, declara public că prezintă acest fenomen. Eu am mai cunoscut încă o persoană care este tot muzician. Este un interpret român de muzică lăutărească care trăiește în Olanda, solist la țambal, un virtuoz chiar, s-ar putea să-l cunoști și tu, dar n-aș vrea să dăm numele în emisiune, fiindcă nu l-am prevenit că vom face așa ceva, care are același fenomen, această sinestezie, însă la un mod destul de intens. Adică vede culorile și formele sunetelor. Nu este nimic ciudat în asta. Există, știința spune că există cam 35 de subtipuri de sinestezie și studiile certifică, după cum spuneam, că asocierile între culori și simboluri sunt cele mai frecvente, și culori și sunete. De obicei sunt corelate două simțuri prin acest fenomen. Acum, întrebarea mea pentru tine este dacă ai avut vreodată o asemenea experiență în meditație, în timpul practicării meditației sau în afara ei? Fiindcă se spune că foarte multe persoane au experiența respectivă, dar nu o conștientizează. Deci se pare că nu e ceva atât de neobișnuit. Păi da, mi-ai luat și răspunsul. Ok. Asta vreau să spun. Sigur am trăit, dar de unele poate n-au ajuns pe conștient. Insule de fenomen cred că experimentăm cu toții, doar că noi suntem mai atenți la ele decât majoritatea. Noi cei care practicăm meditația, da, corect că
vine ca o Este consecință. atenția introspectivă la noi, care este mai bine exersată, mai bine dezvoltată. Da. Vine ca o consecință firească a interesului crescut pentru ce în interior. Și cu cât vrei să te cunoști mai bine, cu atât e mai probabil să dai și peste aceste fenomene. Și să conștientizeze aceste... Marea, exact asta vreau să spun, marea artă este conștientizarea lor și traducerea lor cu ajutorul rațiunii, rezoluțiile eventuale la care ajungi, răspunsurile clare pe care le deduci din aceste fenomene extra, să spun. Da, corect. Anumite studii concluzionează că 4% din populația lumii pare să fie sinestezică. Dar, după cum spuneam, sunt foarte mulți care nu conștientizează fenomenul. Alte studii spun că femeile sunt mult mai predispuse decât bărbații să prezinte acest fenomen. Se pare că femeile din America care prezintă sinestezie sunt de 3 ori mai numeroase decât bărbații. Iar în Marea Britanie, fenomenul apare de 8 ori mai frecvent la femei. Deci nu de 3, ci de 8 ori. Bine, aici cred că vorbim despre femeile și bărbații care conștientizează fenomenul. Statisticienii au fost femei, clar. Deci. Da, statistici s-au făcut. Da. Ce vreau să spun? Și în această categorie, acum, ce-mi vine rapid în minte, sunt cele care au trecut prin sarcină sau au legătură cu un copil foarte mic, este apare ca un fenomen natural pentru grija extremă pe anumite momente pentru copil, să nu neapărat să o dezvolte conștient, să o educe. Apar fenomene de genul acesta. Simt copilul, știu ce face copilul, știu când e în pericol și așa mai departe. Câte exemple n-am auzit eu personal? Deci dormeam și fără să-mi dau seama de ce m-am dus la copil și cum am dus la el la pătuț, nu știu ce avea pe față și nu m-a respirat bine sau, știi, tot felul de fenomene din acestea care apare, nu ți le explici, dar uite că apar, pot fi încadrate la sinestezie sau dezvoltare extra a simțurilor. Da. Sigur, avem în noi această facultate, dar... zic, evenimentele de viață educate sau mai puțin le pot scoate la iveală. O practică spirituală, sper să meditația, rugăciunea, cu siguranță sunt căi rapide și sigure în această direcție. Nu spun că o să ajungi rapid la rezultat, dar direcția sigur este bună. Direcția îți va permite poate și conștientizarea acestui fenomen. Apropo, ca un lucru exotic, iarăși studiile spun că se pare că fenomenul apare cu precădere la stângaci. Interesant, da. Interesant, deci legat de cum își folosește fiecare emisferele creierului. Da. Deci cei care folosesc emisfera dreaptă mai mult, adică stângacii, au șanse mai mari să conștientizeze acest fenomen, sinestezie. Dacă mi-amintesc bine, și printre cei considerați mari învățați și nu chiar genii, mari cărturari sau oameni de știință sunt tot așa în proporție mai mare stângași. Din ce mi-amintesc eu acum, n-am reluat bine statistica, dar așa mi-amintesc la momentul acesta. Deci se pare că este o legătură. Da, există posibilitatea să fie o legătură. Acum hai să spun ce spune știința despre mecanismul de apariție al sinesteziei. Știința spune așa, rețele neuronale încrucișate. Deci așa se explică. Alte studii presupun că nu există încă o teorie închegată a fenomenului, că majoritatea oamenilor se nasc cu acest fenomen, că la copii este mult mai puternic și se pierde odată ce ei înaintează în vârstă. Și ar mai fi o a treia teorie despre sinestezie care vizează sistemul limbic.
Deci partea din creier responsabilă de reglarea emoțiilor. Și se spune că s-ar fi constatat o suprapopulare neuronală a creierului cu sinapse la cei care au acest fenomen în mod conștient. Și acum, ca să facem o paralelă, spre exemplu, la practicanții meditației există în Statele Unite niște studii numeroase care spun că crește stratul de materie cenușie în creier odată cu practica meditației. Se poate măsura chiar, deci clar, am văzut studii pe care te referi, care a fost măsurat la nivelul micronilor, cum s-a îngroșat. A crescut la meditatorii cu vechime foarte mare, cu zeci de mii de ore, stratul de materie cenușie de 8 ori mai gros decât la omul normal. Apropo, în SUA se pare că în jur de 9 milioane de americani, bărbați și femei, practică meditația la ora actuală. Extraordinar, uite, nu știu. Este foarte mult. Da, este. Deci era un studiu care întreba dacă practici în fiecare zi, dacă practici o dată pe săptămână, de 2 ori sau de 3 ori pe săptămână, o dată pe săptămână, o dată pe lună, o dată pe an, ceva de genul ăsta. Și 9 milioane de persoane practicau, au spus că practică de 3 sau mai multe ori pe săptămână meditația. Deci, Fabulos. da, este fabulos de mult. Într-adevăr. Sinestezia a mai fost studiată și cu dispozitive de RMN funcțional și oamenii de știință au pus în evidență generarea de activitate bioelectrică în câteva arii ale cortexului vizual când subiecții experimentului auzeau cuvinte sau ascultau muzică. Deci, atenție, am zis în cortexul vizual și ascultau. Deci, este clar că în creier este o activitate ca și cum ar vedea ceva. Acum, încă un lucru interesant. Sinestezicii, mă refer la categoria cea mai frecventă care asociază culori sunetelor. Asociază fiecărui sunet o culoare, dar invers nu, culorilor nu le asociază sunet. Da. Acum, întrebarea mea este următoarea. Asta nu cumva ne duce cu gândul la asemănarea cu fenomenul clarviziunii, care este mult mai puțin studiat și dovedit științific? Absolut, dar am două, știu, adnotări, mi-am pus așa în minte, să nu Așa. le-aș asemăna. Uite, pe ecranul unui calculator Da. putem avea, nu, cu ajutorul unui calculator, cu ajutorul unui telefon, putem asculta muzică sau vedea imagini, da? Aceste două înseamnă, în definitiv, biți. Biți de informație, da. Unități de informație. Oricum ar fi, vizual, orice e vizual este transformat în biți. Orice sunet este transformat în biți. De sursa pentru amândouă sau ceea ce înțelege procesorul sunt biți. Nu imagini și sunet. Până acum foarte corect, dar vorbim de un procesor de calculator sau de telefon. Imediat ajung. Este o speculație, este o idee proprie la care, știu, am mai pus așa gândire. Pentru că mi-am pus problema când lucram cu retragerea simțurilor. Da, Pratyahara din practica meditației. Adică realizez pratyahara sau, mă rog, încerc. Dar ce, unde ajung? Ce fac? Ce se întâmplă? Adică le retrag. Însă, bineînțeles, înseamnă o minte mai concentrată pe ceea ce vreau să obțin dincolo de simțuri. Dar ce înseamnă definitiv? Care este sursa simțurilor? Mi-am pus tot timpul această problemă. Adică, dincolo de creier, sursa simțurilor, le văd oarecum, știu eu, plecând din același punct, simțurile cunoscute.
la bază nu le văd diferite. Da. Repet, e părerea mea. Da, dar ele se unifică undeva. Asta vreau să spun. Ele în, se în adâncul ființei noastre. Nu știu să spun unde. Nici eu, tocmai. Adică știu de la Ramana Maharshi că e important măcar să spui problema, să spui întrebarea. Nu neapărat să aștept răspunsul. Dar cred că întrebarea, sau știu eu, direcția întrebării este corectă, măcar. Da. Deci am făcut analogie pentru că oarecum așa văd și simțurile, chiar dacă noi vorbim despre acestea două la momentul, la momentul acesta, nu știu unde, nu știu unde este acest procesor al ființei, unde se duc, unde primesc input-ul simțurilor, știi? Dar știu că undeva sunt interpretate oarecum la fel, pentru că vorbim de sinestezie, vorbim, dacă vrei, de al șaselea simț, al șaptea, al optelea, al simț, da? Da, e ceva, hai să zicem, o stare modificată de conștiință. Bravo, și mai bine. Și iarăși, cu toată admirația și tot ceea ce pot eu să spun mai bun despre părinții noștri ortodoxi, mi-aduc aminte de părintele Paisia Ghioritu, care spune așa: ochii fizici sunt doi, cei duhovnicești sunt mii. Uite ce frumos ne explica fenomenul sinestezii, da. Nu? Sau coborârea minții în inimă. Bun. Da, mintea trece prin gât, la un moment dat e întâlnită și în tradiția ortodoxă și în tradiția meditativă. Tradiția yoghină, nu mai zic, e foarte bine explicată. Exact, și acolo când se spune, când mintea trece prin gât, da, spune, sunt descrise niște fenomene, bine, sunt greu de descris în cuvinte, că sunt foarte abstracte, dar cam acela pare să fie nivelul în care se trece de la sinestezie la pratyahara, adică la retragerea simțurilor. Da, apropo de, ai zis de fișura, de gât. Cam aici intuiesc eu și speculez că s-ar afla acel procesor, acel punct unde ajung informațiile simțurilor. Acolo, acela este. Și eu spun la fel. Deci ca practicant al meditației am avut aceeași concluzie ca și tine. E părerea mea personală și mă bucur că e aceeași cu a ta. Noi n-am mai vorbit despre asta înainte. Nu. Chiar trebuie să putem să spunem că ți-am spus cu... Să recunoaștem, de fapt, că ți-am spus cu o secundă înaintea începerii emisiunii despre ce vorbim. Da, da, da. Dar mai ales am observat asta la imagini. Apropo că vorbeam de imagini, da, și sunet. Da, da, da. Și uite cum putem mapa și mai profund centri energetici de ocazional, acum că vorbim de sinestezie. Da, deci sinestezia este undeva localizată la nivelul lui Vishuddha. Sunt total de acord. Așa, bun. Acum încă o mențiune din partea științei. Este sinestezia, este o stare modificată de conștiință. Asta este clar, da? Știința spune că sinestezia nu că nu este, ci nici măcar nu se poate considera ca fiind o afecțiune neurologică sau psihiatrică. Adică încadrează este încadrată sinestezia la normalitate. Deci în cadrul normalului. Se spune că persoanele sinestezice prezintă examene neurologice normale și, atenție, nivel de inteligență peste medie. Deci astea sunt concluzii din studii, nu sunt... Da? Deci nu vorbim sub nicio formă de vreun fel de deviere mentală sau ceva. Nu. Este în, toată lumea spune că este în normalitate și faptul că e un proces care apare și în meditație, asta chiar garantează normalitatea. Da, da, chiar. Și este. Deci asta este o dovadă a normalității, că apare în meditație procesul respectiv. Da, mă bucur că de aceste ancore științifice, pentru că noi, uite, aici nu vorbim, de exemplu, de institute care au luat aceste facultăți și la puricat, să spunem așa, care le-au luat, le-au studiat, au pus oameni să practice.
vederea la distanță și așa mai departe. Deci le-au studiat și empiric vorbind, au tras concluziile cele mai științifice posibile. Noi aici nu vorbim de ceea ce s-a lucrat, știu eu, în zone mai puțin vizibile ale societății, la aceste niveluri foarte da. profunde ale psihicului. Dar așa cum ne putem da seama foarte ușor, și sunt cărți scrise nenumărate pe tema aceasta, cu chiar am fost interesat la un moment dat, acum câțiva mai mulți ani, de persoane, chiar copii, puse să deseneze în camera aceasta desenele care se află în camera alăturată. Și tot așa povesteau că le vedeau, dar nu doar imaginile. Ei descriau ca un sunet de fundal, de fond, știi? Da, la da. Chiar acum mi-amintesc, vorbind tu acum despre acest aspect, că uite, făceau apel la sinestezie, de fapt. Da, uite, eu îți propun, da, se leagă poate cu sinestezia, dar intrăm deja spre domeniul clar viziuni. Am spus că atingem zona asta. Atingem cumva. Hai să vorbim puțin despre sora sinesteziei, partea mai puțin controlabilă științific. Clar viziunea, dar asta nu înseamnă că fenomenul nu există și că în multe situații el nu dă rezultate. Sinestezia se vede, se poate cartografia. Sinestezia este foarte ușor de studiat. Da. Clar viziunea câteodată dă rezultate bune, câteodată nu dă rezultate bune. Absolut. Uite, mai am ceva. În studiile tale acolo ai întâlnit și referiri la frecvența undelor cerebrale vis-a-vis la sinestezie? Nu, și nici n-am căutat așa ceva, să-ți spun sincer. Pentru că este foarte interesant. La ce nivel ar fi undele cerebrale ca și frecvență? Speculez că ar fi în unde alfa undeva. Undeva? Unde cerebrale alfa, dar este o speculație a mea proprie din ce am citit, din experiența mea personală și așa mai departe. Și din ce am vorbit cu alte persoane care prezintă fenomenul. Deci oricum este în afara, dacă vrei, un pic așa sub ceea ce percepem ca fiind realitate. Este sub starea de conștiință normală, ca frecvența a creierului e pe frecvență mai joasă, adică este spre somn, da, spre meditație, spre frecvențele acelea mai joase, cumva, fenomenul respectiv. Da. Bun, deci ai zis clar vedere, nu? Da, hai să vorbim despre clar vedere. Că și aici poate să fie, să se suprapună cu sinestezia, adică să fie și un pic de sinestezie, să fie și un pic de mecanism de asociere făcută de minte între culori și anumite lucruri, da? Să fie anumite asocieri pe care să le facem nu conștient, subconștient, să zicem. Da. Da? Deci poate să existe un suport parțial fizic pentru clarviziune. Iarăși, repet, fenomenul nu dă rezultate clarviziune. Nu dă rezultate corecte în 100% din cazuri. Deci, de ce se întâmplă asta? Fiindcă intervine foarte mult părerea posesorului clarviziunii, ca să zic așa, despre fenomen. Da. Adică intervine mintea lui care poluează informația respectivă. Deci da. Aici este o sursă foarte mare de perturbație în acest fenomen. Da? Deci, se poate ameliora acest aspect. Clar văzătorul ar trebui să înceapă să practice ceva dezidentificare, slash meditație, slash... Exact. Deci cu cât ai mintea mai liniștită, cu atât vei fi involuntar, vei deveni clarvăzător. În da. Diverse sensuri. Bine, Dumnezeu, dacă vrei, sau divinitatea, te va binecuvânta la un moment dat cu un dar clar. Clar al clarvederii. Da? Întâlniți și la Sfinții Părinți, tu știi foarte bine, Octavian, că da, putem vorbi. Părintele Ilarion Argatu de la Cernica, spre exemplu.
Aici tu l-ai cunoscut foarte bine, eu. Nu foarte bine, l-am cunoscut, am mers de multe ori acolo, nu pot să zic că foarte bine, dar l-am cunoscut, am avut o relație destul de apropiată, eu eram foarte tânăr, părintele era foarte în vârstă. Legende am auzit cu toții și îți dai seama. Bine, Da, legende. deci E adevărat, e chiar legende, eu dar. am avut ocazia să văd, da, situații în care venea cineva acolo, o persoană, da, care spunea, uite, părinte, sufăr de nu știu ce, sau am o problemă, sau așa, și de ce avea-o, și luase, uita în ochii lui și spunea trecutul. Deci îi spunea tot ce a greșit în ultimii ani de viață și care greșeli sunt, credea părintele, că sunt legate de problema respectivă pe care o avea. Dar am văzut asta nu o dată, de zeci de ori. Și Da. îi vedeam pe oameni cum se schimbă la față și au privirea dezorientată. Nimeni nu l-a întrebat de unde știe, că era clar, da? Despre ce se vorbea. Am văzut de multe ori treaba asta. Adică aici este fenomenul clar. Asemenea episoade mi-au trezit și mie interesul din ce în ce mai mult către zona aceasta. În adolescență chiar, întâlnind oameni de genul acesta și văzând cu ochii mei, exact cum ai spus și tu, îți dai seama că mi s-a ridicat înăuntru meu de unde, cum Păi și. nu are cum să aibă aceste informații din lumea fizică. Nu, îți dai seama, da. Acum hai să dăm și un scurt așa un exemplu și la polul opus. Fără să nominalizez, fără să persoane care cred că sau spun că au clarviziune și nu au. Știm că există destui. Păi, da, eu aș paria. Da, care speculează informații pe care le aud, pe care le. E, de asemenea, persoana a fost întotdeauna și vor fi. Ce crezi? Este plin de așa ceva, din păcate. Deci vom lua numai exemple în această emisiune, în această discuție a noastră, numai exemple care sunt fără dubiu că sunt așa și au fost cunoscute de multe persoane. Da. Și. Uite, apropo de asta, că mai aveam o notare, ți-am spus, vis-a-vis la copii și are legătură cu ce ai spus acum în ultima frază. De fapt, nu în ultima, penultima. Vorbim de părintele. Ai spus că facultăți de genul sinestezie sunt pierdute pe parcursul înaintării în vârstă de la La copii. majoritatea oamenilor, nu la Da. toți. Da. Dar n-aș spune că le pierd, cât mintea începe să fie preocupată de cu totul altceva. Și oarecum nu pierdute, ci bine îngropate. Se duc în jos, în subconștient, sunt de acord. Da. Chiar vorbeam. Mintea începe să fie sufocată de informații. Exact, da. Înveți să scrii, să citești, să te comporți, să relaționezi cu oamenii, să înveți o mulțime de lucruri de la 4 ani în sus, Pleacă să pe altă zic. insulă, mintea și pur și simplu Da, trăiește acolo. și nu mai poate face față și bagă în arhivă, ca să zic așa, aceste Da. capacități. Însă cine practică meditație, spre exemplu, există o șansă destul de mare să constate o reactivare și o conștientizare a acestui fenomen la un moment dat. Bravo. Iarăși, nu vorbim despre meditatorii de duminică, ca să zic așa. Mi-a plăcut asta. Asta este legată de expresia șoferii de duminică, bineînțeles. Da. Însă este un prieten al meu care a zis una și mai tare Yeah. despre această categorie de persoane și despre clarvăzătorii de duminică, ca să zic așa. A spus, zice, domnule, ăștia sunt în fast food-ul de spiritualitate. Ah, asta am mai auzit-o și mi-a plăcut, da, mai foarte de Da, mult. cred că tot pe la mine ai auzit-o, deci este un prieten căruia am dat titlul de clasic în viață pentru Da. expresia asta, deci a sintetizat foarte multe prin expresia respectivă. Da, fabulos. Bravo. Uite, aș vrea să-ți povestesc un caz de clarviziune pe care l-am cunoscut la începutul anilor 90. Deci făcusem cursul de terapii complementare
în 1990 și am fost coleg acolo cu o doamnă care era medic pensionar și fusese în India. Lucrase în India înainte de 89 într-o misiune din asta internațională. Nu mai știu să-ți spun detalii, dar a stat vreo 10 ani în India. Timp în care a învățat să mediteze. Deci pur și simplu a avut șansa să întâlnească pe cineva. Cred că ce povestea dânsa a fost undeva în anii 70, când meditația nu era așa de larg răspândită ca acum, nici în India nu ajungeai ca european chiar așa de ușor să înveți meditația de la un practicant serios, mă refer, da? Fiindcă circ a existat întotdeauna în toate domeniile, și meditație și terapii complementare, da? Așa, deci fast food de spiritualitate, mă scuzi. Asta spiritual, da, mi-a plăcut asta. Așa, ok. Și a practicat vreo 10 ani meditația în India în mod foarte disciplinat și căpătase acest dar, ca să zic așa, că e bine exprimat, al clarviziunii. Dar la ce mod era? Adică eu am avut ocazia să testez această persoană, fiindcă m-a rugat să o ajut cu o terapie. Deci noi eram colegi de curs acolo, am fost 300 de persoane la acel curs și eu, din anumite motive, am fost unul din cei mai motivați, probabil cei mai silitori, ca să zic așa, la cursul respectiv. Și cerându-mi ajutorul, a început să-mi explice. Zice, uite, zice, eu văd niște lucruri la tine. Și zic, doamnă, ce vedeți? Păi zice, în momentul ăsta, zice, uite, te simți așa, nu? Opa, am rămas. Cum? Adică, cum mă simt așa? Că așa mă simt. Bine, și zic, ce mai vedeți? Și m-a luat cu lucruri verificabile. Adică mi-a spus, zice, simți, ai o tensiune în mușchii pieptului, în partea stângă. Mi-a spus și cum se cheamă mușchii în termen medical, că femeia fusese practicase o viață medicina, eu nu înțelegeam prea multe atunci, cum nici acum nu am tangență cu medicina, bineînțeles. Și într-adevăr aveam senzația respectivă, după care îmi spune, zice, a avut un cârcel la picior, la pulpă, în partea din spate, la piciorul drept, cu o noapte înainte. Mi-aduc aminte ca astăzi cum m-a luat. După care mi-a spus la ce mă gândeam. În momentul în care mi-a spus la ce mă gândeam în minutele respective, am rămas, o, stai. Stai, că ceva nu e în regulă. Și a început să-mi spună cum am centrii de energie, cum se vede aura, cum se nu știu ce, dar era interesant că 100% din ce spunea corespundea unor senzații ale mele. Deci era în concordanță cu ce simțeam eu pe dinăuntru. Da? Bun, și a început să-mi spună ce se întâmplă cu energiile mele când lucram, când făceam terapie și asta era și mai interesant. Adică, spre exemplu, dacă practicam o formă de terapie cu mâinile, într-adevăr aveam senzația la început că parcă mi se lungesc degetele. Deci asta era senzația mea subiectivă de începător. Și îmi spunea, zice, uite, ți se lungește aura la degete când lucrezi. Bine, ok, și eu zic, doamne, eu simt că mi se lungesc degetele, subiectiv asta este senzația. Și zice, ți se schimbă culoarea aurei în momentul în care lucrezi. Da, o întreb, doamnă, ce culoare devine? Eram foarte curios, că îți dai seama că îmi captase atenția. Și zice, devine alb-aurie în momentul în care lucrezi. Și zice, uite, spre exemplu, mai devreme ai avut un gând așa, nu știu ce, și era o pată de culoare, nu mai știu cum mi-a zis, o culoare închisă.
Și zic, da, am avut un gând de teamă și zic, într-adevăr, imaginea mea a apărut în față stânga, exact cum îmi arătați dumneavoastră unde a fost pata. Deci era o concordanță de 100% cu ce gândeam și simțeam în timp real și ceea ce îmi spunea. Nu mai este în viață, Dumnezeu să o odihnească. Era pensionar atunci, știu că s-a stins la un moment dat. Îmi spunea și alte lucruri. Îmi spunea, zice, uite, când faci terapie la distanță, zice, tu nu folosești energia ta. Și zic, Doamnă, nu știu exact ce folosesc. Eu îmi fac niște tehnici de concentrare ca să fie bine pentru persoana respectivă. Tehnici pe care le învățasem și dânsa și cu mine la același curs. Adică eu eram 90, eram începător. Și i-am și spus ce tehnici fac, ce așa. Zice, da, zice, e foarte interesant ce se întâmplă. Zice, alții care fac practicile astea, că m-am uitat și la ei, dau energie de la ei, personal. Zice, tu nu știu cum faci, că ca și cum tragi energie din univers și trece energia prin tine și se duce la persoana respectivă. Deci tu faci un fel de, zice, tu acționezi ca un fel de filtru de energie între tine și cel cu care lucrezi. Era prima dată când auzeam lucrurile astea, dar fenomenul se producea involuntar, adică eu îți spun cu mâna pe inimă că nu aveam niciun fel de tehnică, de vizualizare meditativă, de nu știu ce, care să implice captarea de energie și retrimiterea ei mai departe. Deci eu lucram cu tehnicile acelea din cursul de radiestezie, că asta am făcut în 1990. Deci eu foloseam acele tehnici. Sau îmi spunea, zice, când pronunți anumite cuvinte, zice, ți se schimbă aura. În gând. Vorbesc. Deci, foarte interesant ce îmi spunea. Și am lucrat foarte ușor cu dânsa, că dânsa m-a rugat, a zis, nu vreau să lucrez cu altcineva, vreau cu tine. Și am lucrat, că îți dai seama, eram colegi acolo, nu era o problemă. Dar am lucrat foarte ușor cu dânsa, fiindcă dânsa făcea întotdeauna partea dânsei de meditație care să o ajute. Adică făcând 10 ani meditație în India și mai făcând încă vreo 10, probabil prin România când s-a întors, avea deja o vechime redutabilă în acel moment și lucram coordonat. Deci a fost o terapie extrem de... Nu pot să zic ușoară, că problema dânsă era complicată și s-a rezolvat cu bine până la sfârșit, dar a fost o terapie care a mers în profunzime. Înțelegi? Ceva foarte bun. Gândește-te că acum știu, după 30 de ani, știu ce înseamnă să fii terapeut. Deci, lucrez cu un client și câteodată clientul nu e foarte pregătit să-și asume exerciții și să învețe să își liniștească mintea sau să facă meditație ca să te ajute pe tine ca terapeut. Și simți că este ca și cum ai fi cu o barcă cu o singură vâslă. Și dacă barca are o singură vâslă, ori te învârți în cerc, Ori mergem. ori trebuie să dai cu vâsla când în stânga, când în dreapta, cum poți. Da. Însă în momentul când partenerul cu care lucrezi, clientul cu care lucrezi face și el partea lui, barca merge înainte și fluent. Deci exact asta era senzația. Deci a fost o terapie nemaipomenită. Deci mi-aduc aminte, mai am încă în minte senzațiile pe care le aveam când lucram cu această doamnă, receptivitatea deosebită. Da, uite, vezi, au contribuit fără îndoială inteligența peste medie, probabil, practica meditației. Practica medicală, Absolut, absolut, absolut. adică faptul că înțelegea, printre altele, și gravitatea problemei pe care o avea. Deci este foarte bine să lucrezi cu un om care este conștient, da, Da. și în momentul acela ia lucrurile în serios. Oarecum știi, în cazul de genul acesta,
fenomenul sinesteziei sau clarvederea face apel la ceea ce se află în mintea rațională ca să poți tu să decelezi ce spune, ce Da, vrea să-ți să dai o spună. explicație conștientă. Și nu știi să citești, nu știi să scrii, dar cunoști trei culori, îți va spune totul prin intermediul celor trei culori. Știi medicină, știi orice altceva, se va folosi de dicționarul și lexicul deja însușit al persoanei, corect? Da, clar. Deci, Că-ți uite, diferența între această doamnă doctor despre care îți povesteam și părintele Argatu. Părintele Argatu era obișnuit să se exprime pe limba oamenilor. Adică în momentul în care avea... Nu? Poftim? Zic, adică cu păcate, cu greșeli și așa mai Nu, departe. nu, 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 nu neapărat. În momentul în care avea un om în față, putea să discute cu un om care are două clase primare. Astea erau toate studiile. Sau două facultăți, da? Să zicem. Și vorbea cu fiecare pe înțelesul lui, știa să-și moduleze atât atitudinea cât și limbajul, încât cuvintele mergeau prin mintea acelui om direct către inimă. Și eu cred că asta numai un sinestezic și un clarvăzător poate să facă așa ceva. Adică Absolut. trebuie să vezi foarte bine în sufletul omului ca să te exprimi în așa fel încât să meargă în profunzime. Corect. Și acum uite, eu n-am întâlnit, dar tu ai întâlnit oameni astfel dăruiți fără să pună și ceva la masă, adică fără o practică spirituală, fără rugăciune, fără meditație, fără În pregătire mod profesională. spontan? Da, în mod Bună spontan. întrebare. Eu m-am gândit Nu, și mi-am n-am venit în, văzut. mi-a venit în minte imediat cazuri de copii. La copii, da, acolo e excepție, dar Da. am vorbit mai devreme. Copii sub 4 ani, copii peste 4 ani. Dar în rest nu prea întâlnesc. Nu, în rest nu, chiar deloc. Deci am întâlnit în rest persoane, fiecare spun, care, că spuneau că au clar viziune și dădeau 10% informații bune și 90% aiureli. Da? Am mai întâlnit. Da. Fie persoane care speculau faptul că au acel 10% clar viziune și în rest coseau niște informații care să se lipească cu primele, încercau să creeze o coerență. Și am mai întâlnit o categorie de persoane, o categorie de persoane vulnerabile emoțional, care simțeau anumite lucruri din teamă. De frică, da, bravo, exact. Da? Și, dar în momentul în care îi scoteai în afara acelui canal de teamă, nu mai prezentau niciun fel de fenomen. Corect. Deci, și o sinestezie și un fenomen de clarviziune pe teamă doar. Pe vulnerabilitate. Corect, dar aici funcționează, știi cum, în două sensuri. Dacă pe acest canal al fricii, uite, știi cum funcționează, ceva de genul așa. Merg printr-o pădure noaptea în care nu văd nimic și mi-e frică de tigru. Pe orice foșnet aud, o să consider că este tigrul. Va proiecta un tigru undeva în dreapta sau în stânga. Păi de acolo provin cele 90% din informații care sunt eronate. Ai înțeles. Deci da. Sunt în acușei. Bine, mă bucur. Un fel de preconcepție datorită fricii. Ușor poate fi încadrată la, știu eu, o formă de sinestezie, dar nu chiar sinestezie, știi? Sau o formă de clarviziune, dar nu chiar clarviziune. Bravo. Da, dar știi care este părerea mea despre acest tip de persoane, despre modul cum ar trebui să se raporteze ei la această activitate, trebuie să facă unul din două lucruri. Fie să renunțe imediat la a vorbi despre acest fenomen, la a se gândi la el, deci să-l diminueze cumva din minte, să-și îndrepte preocupările în altă parte, fiindcă altfel le amplifică teama și dezechilibrele, da? Fie să se schimbe, să înceapă o practică a rugăciunii, a meditației, poate mers la psiholog în așa fel încât să-și, da, nu e glumă, încât să-și reducă această vulnerabilitate pe care o au.
Da, e o Deci, vulnerabilitate, ai da, dreptate. nu recomand sub nicio formă nimănui cultivarea unor asemenea însușiri, mai ales în această formă. Și oricum nu recomand cultivarea clarviziunii. Și Da. am să spun de ce. Clarviziunea este un efect secundar al meditației sau al unei minți liniștite printr-o metodă sau alta. Nu este un scop. Și care, știm bine amândoi, ceea ce ne învață toți oamenii realizați spiritual sau oamenii îmbunătățiți spiritual, că nu este o destinație, adică Exact. Deci nu e un scop. oricât de frumos ar fi pe parcursul practicii sau știu, al dezvoltării, lăsării în urma greutăților materiale și așa mai departe, nu este ceva de care să te agăți, adică e dulce, e frumos, e plăcut, te simți puternic, te simți, știu, aparte, dacă poate. Dar există și chiar la Iliade La Mircea Eliade, da. da, la Mircea Eliade, dând exemplu de anumiți călugări și budiști și nu numai, care vorbesc despre aceste fenomene. Bineînțeles, sunt fenomene avansate în practică, poate că nu le Da. înțeleg la început, dar cert este că dacă se întâmplă, își certifică oarecum într-un mod netoxic practica, nu? Da, dacă apar, sunt semne bune. Înseamnă că ești pe drumul bun cu practica. Dacă începi să devii interesat de ele, s-ar putea să devii vulnerabil emoțional. E o Și aici binecuvântare. avem o problemă. Despre asta vorbim până la urmă. Da, Adică. subiect foarte frumos și sunt foarte multe de spus. Madame Helena Blavatsky, dacă îți spune ceva numele ăsta, spunea despre practica meditativă că este un drum presărat cu flori, dar să fii atent că la rădăcina fiecărei flori se poate afla un șarpe. Dictatul și fraza îmi sună cunoscut. Deci, este foarte potrivită pentru această poveste. Da, foarte frumos, da. Da? Și seamănă cumva cu povestea din Biblie, cu pomul cunoașterii. Da, uite, o asociere potrivită, da. Adică mărul crește în pomul cunoașterii, dar nu trebuie să te apuci să cultivi pomei cunoașterii ca să ai mere. Mi se pare foarte interesant sensul acesta pe care îl putem da pasajelor respective Da, din. idei frumoase, idei înalte, foarte, foarte bine spus. Da. Deci, ideea este, noi trebuie să ne păstrăm pe drumul nostru, să fim echilibrați și să căutăm pacea sufletului. Păi vezi tu de ce spunea părintele nostru mult iubit, cu smerenia smerită, nu doar smerenii. Știi? Că uite, e ca o pavăză, e ca o bază pe această cale. Da. Smerenia este, te ferește de multe, multe rele în viață. Atât cât putem și noi, că Cât putem, că suntem astea oameni. state ale practicii pot să fie cu Cu adevărat. siguranță, da. Îți mulțumesc foarte mult, Octavian, pentru participarea la emisiune. Dragi prieteni, o săptămână bună să aveți și să ne revedem sănătoși și voioși săptămâna viitoare.